Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi mă aflu în Lugoj și l-am alături de mine pe domnul Iorga Constantin, care este un împătimit și un pionier al columbofiliei românești. Mă bucur să vă am alături de mine și mă bucur că m-ați invitat la dumneavoastră. M-ați vizitat și m-ați făcut onoarea de a vă prezenta aceste frumoase rase de pomvei și crescătorile alea. Câte rase creșteți dumneavoastră aici? Eu cresc două rase de pomvei. Două. Da. Cresc rolele de Lugoj și cresc niște pomvei a prietenului meu, că e Handelul. Handelul. Și acum lucrez la creerea unui pombel care a început să cam dispară din Lugoj Tilinger. Am găsit câteva exemplare și încep să le readuc la forma lor. Da. Am înțeles, da. Asta care le ceva ce a fost, să da, refaceți. Da, am găsit din ele la fel cu da. Acest Handel. Okay. Prietenul meu i-a adunat. Ei au fost și ei, odată cu plecarea etnicilor germani, da. Au cam dispărut. Că aceste rase de pomvei sunt în funcție de iubitorii care îi țin. Când aceștia dispar, dispar și ei. Deci au un flux și un reflux. Adevărat, adevărat, da. Da. Sunt perioade când previn pomvei vechi, să spunem. Da. Da. La fel, în Timișoara a fost foarte mult un pomvel care numea Pestri, jucător de Timișoara. Da. Foarte răspândit. La un moment dat am mai rămas doi crescători, Iaris Walter Iaș și cu Doru Iovescu. Acum a început să se facă club specializat la Brașov și să crească acest număr de pombei a timișorenilor, un foarte bun jucător de Timișoara. Ceva de genul avem noi în zona Galațului, jucători de Galați. Da, și la Galați. Și la Galați sunt tot felul de linii, de forme, de... Da. Deci din Gălățeanul exact. Pur s-a făcut mai multe. Exact, în funcție de iubitorii care doresc să-l facă, evoluția. Domnul Iorga aici de față are peste 50 de ani de când crește porumbei și de-a lungul anilor a câștigat zeci, sute de medalii și diplome și cupe pe care le veți vedea în următorul videoclip. Vom face două părți, asta va fi prezentarea crescătoriei cu porumbei. Și după aceea o să vedeți ce ne-a prezentat de fapt la început, dar o să pun acel video după, că o să fie un material foarte lung. Am rămas foarte plăcut surprins și îmi place cum vorbește domnul Iorga, pentru că se vede că are foarte multe cunoștințe după zeci de ani de muncă în spate, la propriu. Acum hai să prezentăm puțin porumbei, să ne spuneți dumneavoastră, vă voi filma chiar eu să mi arătați. Exact, cam ce considerați dumneavoastră că are porumbel? Un porumbel care este atât frumos din punct de vedere morfologic, cât și faptul că face niște tumbe foarte frumoase. Încă joacă? Deci da, joacă. Joacă okay. În stol, sus, la înălțime, unul dintre ei chiar sunt cădători. Ok, deci nu și-au pierdut jocul. Faptul că au fost pe cale de dispariție și am început de-abia să-i adun și să-i fac, îi țin încă în voliere. În momentul ce voi reuși să măresc lotul mai mare, o să le dau drumul și afară. Că ei, practic, îți buvători, care joacă, buvători. Da. S-au creat la Lugoj prin secolul trecut și din rollerul de Smirna, combinat cu zenița roller din un roller tot din Botna, cu turmanii de rusești și cu jucătorii roller de la Cernău și Chișinău. Da. În urma selecției astea s-au realizat acest porumbel. Și când s-a standardizat, rasa? În anul 1990, prima dată când s-a prezentat acest porumbel, a fost în anul 1931, într-o expoziție din 1931, și atunci a avut numirea lui de rotitor de Lugoj. Rotitor? Okay. Da. În 1983 are loc o ședință a crescătorilor de această rasă și se elaborează standardul său după cel scris în 1931 și personal m-am deplasat la București cu documentația și cu doi niște porumbei
pentru a fi omologat național. Tot prin anii 2000, m-am ocupat și de omologarea lui europeană. Deci în anii 2000. Da, și european. Și a fost standardizat european. Ok. Și acum am trimis domnului Ișvan Rölinger, care este vicepreședintele pe Europa. Este unul dintre cei mai mari crescători de roller. Da. Crește roller de Debrecen. Care scrie o lucrare despre porumbelul roller. I-am trimis standardul și cu documentația acestui porumbel. Chiar deci este rasa de suflet a orașului Lugoș și simbolul orașului Lugoș și al meu personal. Da, da, vă mândriți cu asta. Înainte am crescut Gulevaț, am crescut și Poștar și alte rase de clar și copil, mai multe rase. Dar da. Ăsta este... Deci de peste 20 de ani aveți rasa asta da. De suflet. Da. Foarte tare. De competiție am participat din 81, 80, 79. Deci la competiție. Minim 40 de ani competiție. Da. Cu ei și cu rasa asta. Da, da. Da. Și aveți foarte multe, 78, da. Cupe am văzut extrem de multe. Campion european, campion absolut și multe altele. Balcanic. Balcanic. Da. Grand Prix la Vels, Grand Prix în Mex, în Franța. Așa. Mă uit la... Două Grand Prix-uri, un Balcanic și 25 naționale absolute. Oh, Așa mă amintesc. Da. Și acum mai aveți în plan sau ați mai participat anii din urmă? Am avut un, așa să fiu tipul de om care îmi place să arunc căpțile pe față, o discută cu șeful corpului de arbitrii de la pe țară și cu președintele cu porumbei. Am prezentat, că mai am și roller oriental, am prezentat la expoziție eu roller oriental și colegul meu, Lionel Muraru, de Smirna. Noi i-am adus pe ăsta din Germania. România nu are la nivelul ce avem noi. Și la București i-au comasat pe Smirna cu orientale și i-au trecut denumirea de orientale. Diferența este foarte mare. Okay. Unul are 18 pene în coadă și unul are 22. Deci este vorba de 4 pene în plus. Da, da, da. Una. Doi, conformația corporală a lui Smirna este una, conformația corporală a lui Oriental e alta. Dar au zis că poate se pune și cai cu măgar și poate arbitra ca tine. Am înțeles, da. Și atunci am spus, domnule, n-are rost să mai mă enervezi, să mă detapreciat munca mea și nu mai am băgat. Din 2017 n-am mai participat. Ceva de genul au făcut în ultima perioadă acum la... Pe plan național. Mi s-a dat din partea Forumului Central o plachetă de membru onorific pe, da. Pe a Federației Naționale cu Mopile și da, mulțumit și cu asta. Am înțeles. Așa au făcut acum la Cres. Da, acum mă lămurește tânărul ăsta să particip la viitoare expoziție și am spus că o să particip. Deci la 74-75 de ani vă băgați în continuare. M-am pregătit cu niște materiale pentru ca să le dau o lecție așa bătrânească la pricepuții ăștia doi și o să le dau. Bănuiesc că știți și creți, eu am creți ca idee. Și creți, porumbei creți, frizați. Da. Și sunt creții maghiari și creții francezi, cei cu moți. Da. Diferența dintre ei în primul rând de mărime, volumul. Aia maghiari sunt mult mai mari. Atât și ei acum mărinea, i-au încadrat pe amândouă la frizați. Cât, cât conformația capului, da. Capului și șocului și tot. Ceilalți nu au moți. Da. Și i-au încadrat ca frizați și din ce am înțeles acum la competiții se vor băga, poți să bagi și una și alta. Și cum arbitrezi tu pasărea? Și poziția. Da. La cel maghiar este alta și la alta este alta. Da, da. Da și am avut ocazia să văd referitor la ce v-ați spus despre acest creț, fiind la expoziție de Gulevaț în europeană organizată la Hockenheim. Concomitent cu această expoziție s-a disputat și un campionat a acestor porumbei creți. Ok. Pentru prima dată am văzut cum se pregătește un porumbel de ăsta creț pentru expoziție, că n-am văzut până atunci.
toată lumea avea pepten la ei. Da. Pieptene. Și pieptene, un fel de piapten de la, nu știu dacă ai văzut pieptenul ăla vechi, frigiderul metalic, cu niște dinți mai, ceva metalic din aluminiu și avea niște dinți foarte deși. Da? Așa, ok. Și cu coanele, știi că se, într-o perioadă de timp se spunea că se tapea, deci făceau așa... Da, gata, știu. Da, taparea, da. Și dădea pe ăsta. Da. Folosau acest piapten în așa pană întoarsă, da, cum se spune, de, așa. Și îl întobăga și trăgea de ea. Și ăla se... Așa, se mărea în volum, știi? Mm-hmm. Se mărea în volum, știi? Da, da, da. Da. Și cu cât, cu cât este, da, cu cât era mai asta, era mai este. Să aveau și cuși speciale ca să nu se deformeze penele. Da, 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 da. Asta este, la el, cu cât crețătura la pană este mai mare și cu cât este mai lungă și mai... mai jos și mai asta, da, puncte mai de valoare. Puncte mai mari, da. Corect. Acolo e valoarea lui Alex. Da, da. La fel am văzut fiind la în Ungaria, la Kaposvár, cum se arbitrează gușatul englez. Știi care e problemul gușatul englez? Da? Da. Știu, da, sunt mai mari, dar da, bine. Cu gușe, da. Și gușați de Pomerania, care da, da, sunt încălțători. Da, da, da. Am și mare, da, da. Ok. Și ăsta... da, am avut ocazia să văd cum s-a arbitrat de gusatul. N-am văzut până atunci. Era un englez. Era expoziția europeană de gusat acolo, la Kaposvár. Și un englez cu cioc așa și eu am avut de arbitrat guleratul și voltatul. Deci astea două. Și al doilea stand așa pe vânt am auzit un tip care făcea niște sunete foarte ciudat. La un moment dat, fiind liniște așa în sală, n-ar știu ce. M-am lăsat bagheta și mapa pe cușcă și m-am dus aproape de ăsta. Acest tip, făcând sunetele astea, acești pompei erau dresați ca la sunetele astea să-ți umple gușa. Îi suflau gușa. Să fie cât mai și mare. Și erau foarte mari, înalți, da. Că ce se întâmplă? Gușa este de foarte mare importanță la arbitrat. Dacă această gușă este într-o parte, este defect. Aha. Dacă nu este destul de balon, de rotundă, este defect. Dacă este puțin mai ciubuiată în sus, în jos, în stânga, este defect. Ea trebuie să fie un balon complet rotund. Da. Da. Și așa este de arbitrat. Am înțeles. Da. Mai multe tehnici. Da, asta e că ați avut ocazia să vă duceți la sute de competiții, să vedeți și arbitrajul și învățați foarte multe. În toate competițiile vezi. Adevărat. În toate competițiile vezi că te treba. Da, la da. Noi este un nivel, dar Anglia, America, Franța, ăștia au un nivel foarte înalt. Da. Da. Fac expoziții de 80.000 de exponate, 90.000 de exponate, 70.000 și noi facem de 5-6.000, da. Ce mare am făcut-o. Da. Dar asta e lumea. Bine, și țara e oricum mai mare, vorbind de Anglia și de toate țările acestea enumerate, sunt mari. Da. Chiar e că la ei se lucrează mult, nu mult, numai pe standard. Da, da, asta deci e important, la standard. La ei se lucrează pe standard, ce nu e standard, da, e eliminat. Nu. După ce ai gătat cu mine, te rog să faci și pădrinciul cu... Să-și prezinte... Cu găinile lui, are darea. A, are și găinile. Hendele, cu hendele. Nu, hendele. O porumbe ăștia, de fapt, da. Dar tot tu trebuie să-i... Da. Cum mi l-ai gătat? Amândoi. Da, să-i prezint puțin pe ăștia așa mai de aproape, să-i filmez. Câte varietăți de culoare ar fi la ăștia? Câte varietăți de culoare aveți sau câte păi, există? Păi, sunt... odată sunt unicolori. Alb, galben, negru, roșu, albastru. Okay. Și atunci vin pestrici, care pot să fie în două, în trei, în patru culori, depinde. Deci acolo văd jos doi. Unul din dreapta, nu, pe margine. Ăla e pestrici pe negru. Ăla. Deci unul e pestrici pe negru și celălalt e almond. Ăla, acolo e almond, e uite ăla din spate, vezi tu? Așa, da. Și atunci este un multicolor, uite cum e acolo, în patru, cinci culori. Ăla de jos, cu almond. Da, ăla din capăt de acolo, uite cu de acolo. Almond, da. Da. Cu almond, da. E,
la o expoziție, la expoziție, să știi că și coloritul ăsta are un rol foarte important. Da. Deci dacă este o combinație de culori și are aspect frumos și nu știu ce, depășește unul color. Ok, deci ăștia... Aici este o arcă. Cu cât e mai colorat, cu atât e mai punctat. E mai rar, mai deosebit. Da, și aici e o arcă. Da. Și de exemplu negru, trebuie să fie negru corp, trebuie să aibă ciocoal și trebuie să aibă... Uite, vezi capul perfect rotund. Da. Deci vrei să fie un alt de cer capul. Da. Da, e multe. Și de exemplu de aici, de vezi turba asta mare, când pleacă la expoziție, pleacă 10. Da, selectați, cei mai buni, corect. Păi și ce te întrebăm? Nu toți sunt în formă, cum se spune în formă. Dacă nu aveau pană. Da, e de punctare, salut, clar. Trebuie să stai acasă. Da, sau se consideră semn. E defect, gata. Da. E crescut pe nu știu ce, deci da. El trebuie să fie perfect. Da. Și depinde și de, se face niște chestii de perechier mai devreme, o alimentație cu multe proteine, cu nu știu ce, dar clima asta dă peste cap multe chestii. Da, atunci da. Să ai mult, în mult să alege. Da. Foarte dacă n-ai o bază mare de selecție, n-ai cum să... Și ăla acolo ar fi un cu almond, ăla ca e un fel argintiu în centru acolo. Mi se pare, vezi? Da. Ăla e cu almond, nu? Cum da. Ar fi? Despre violet ar părea puțin. Culoarea. Și el, de exemplu, în nu, anul el lângă iarul și 3 în spate. Acolo, care se ăla, ăla, ăla e almond, almond, la ultimul an. El în anul 2-3 se schimbă culoarea, știi? Tu de almond. Da, da. Își schimbă culoarea, știi? Da, deci, la năpârnire mai... Bobătura asta apare tot mai tare cum înaintează timpul. Da, am înțeles. Stai și... Ok. Da. Deci în prima, uite, vezi ăla, iar acolo. Uite, vezi, ăla e combinație de maro, negru, roșu și, uite, de cânt ăla, de cânt. Da, masculul ăsta, văd, da. Da, aia e ceva unicat. E spre roșu mai mult, așa, da, violet, da. Da. Da, foarte fain, așa, și când îi vezi pe toți grămadă și au și spațiu mare. Și aici ei, și aici ei bat înapoi, știi? Da. Genetic, tu... Da. Bun. Deci, așadar, cam ăsta ar fi un prim video cu rollerii și o să ne prezinte în următoarea parte și cealaltă rasă de porumbei pe care o crește și o să vorbim separat despre ei pentru că o să fie videoclipul lungi. Îți mai prezinte orientalii și după aceea prezinte ele okay. La cuvântul meu. Hai că mergem așa, bine. Aici. Ah, aici, ok, aici, da. Aici.